Bun găsit la o nouă ediție a Orei de Sport. Suntem în weekend și vorbim despre fotbal astăzi. Din păcate, nu prea avem un subiect foarte vesel. De-a lungul anilor, fotbalul românesc a trecut așa prin câteva drame, începând, eu știu, de la meciul cu Irlanda din 85, cu Irlanda de Nord, când am pierdut calificarea Mexic. Subiecte au tot fost, întâmplări nefericite. 17 nenturi, Ignaț Pirnu-Feleag. Iată, numai departe de joi, am avut parte de două surprize extrem de neplăcute. Atât Craiova cât și FCSB au fost eliminate încă din primul tur pe care l-au dat în, să zicem așa, strădania asta către Europa. Ne-a mai rămas doar CFR Cluj, care continuă parcursul în cupele europene. O să vorbim și despre prestația fotbalului românesc la Olimpiadă, toate acestea cu George Timiș, pe care salut, bine ați revenit la noi în studio. Mai. Sunt sigur că... Nu știu de ce râd. Râd că de fiecare dată am fost invitat doar când au apărut problemele astea în fotbal. S-a nimerit. Și acum trebuie să și să spun adevărul că și când eram antrenor la SCM, la Gloria, și am făcut promovarea și câștigam, mă invitai și atunci, dar în rest, când vorbeam de fotbalul nostru, mereu se întâmplase câte ceva. Acum s-a nimerit. S-a nimerit. Invitația a fost transmisă chiar înainte de Joia Neagră, i-am spus eu. Este una dintre zilele negre, a fost una dintre zilele negre ale fotbalului românesc. Eu am amintit așa niște repere care ne-au lăsat răni adânci, nouă microbiștilor, pentru că și pe dumneavoastră vă consider, dincolo de fost fotbalist antrenor, vă consider un iubitor al fotbalului. Normal. Eu țin minte, eram foarte, foarte mic, taică mi-o plângea. Eu nu știam, n-am văzut meciul, în 85 taică mi-o plângea când România a luat bătaia acasă pe 23 august, de la Irlanda, de Nord, și am ratat calificarea în Mexic. Se întâmplase și în 82 când am bătut Anglia și am făcut egal acolo, și n-am putut să batem Elveția, nici Ungaria, și am ratat calificarea și în Spania. De-a lungul anilor 90 am mai avut câteva episoade dintre astea teribile, le-a spune. A fost când Ignaț Pirnu-Feleag, Dinamo înainte, a avut cu 17 nenturi. Însă două într-o seară, două pățani de asta într-o seară, cred că n-am avut niciodată. În care echipele române să fie, să plece din postura favoritei și să capoteze într-un mod... a spune, nu mă feresc de cuvinte, lamentabil. Cum a trăit seara de joi? Păi, fără nicio emoție, sincer. La ce se întâmplă în societatea românească și mai ales în fotbalul românesc, chiar nu știu ce pretenții. Noi tot încercăm, forțăm așa soarta, tot trăim din amintiri și realitatea e atât de simplă și de crudă că n-ar trebui să ne mai agităm. Rușinos. Problema este că factorii de decizie nu iau niște măsuri, nu se întâmple ceva, dar probabil că așa e planul, să se distrugă tot în țara asta, pentru că vorbeam înainte de emisiune, ajungi să te plângi de sushi, de mâncare, de somn și de nu știu ce, fiind serioși, da? Deci cauzi niște scuze, chiar ăsta e cuvântul, lamentabile. În loc să-ți asumi, să spui, eu nu înțeleg pe băieții ăștia, deci sunt plini de bani, rădoi antrenor, să nu știu să spui adevărul. Nu neapărat să dai în jucători, pentru că ăștia până la urmă au și vina lor, dar nu atât de mare față de ce au formatorii și factorii de decizie, mă refer financiar și pe legislație, ce ar trebui să se întâmple. Apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră, odinioară, când se întâmplau nenorocirile astea, pentru că erau niște nenorociri, și presa pornea o adevărată vânătoare de vrăjitoare. Încercau jurnaliști cu ștaif să găsească unele cauze, să vadă ce se întâmplă, să arate cu degetul către cineva măcar. Acum am văzut, nici reacția presei n-a fost una foarte vehementă, pentru că, vorba dumneavoastră, nicio emoție. Parcă n-așteptam pe undeva să avem parte de eșecurile Mulți astea. Mulți și-au dorit ca să-l arate pe Gigi Becali cu degetul. Uite, bă, ce prostii faci tu pe acolo. Dar, de fapt, suferim toți, nu știu, sunt niște orgolii minore, mărunte, care se răsfrâng așa, nu știu, fără, avem parcă un scut așa, a trecut, ne-a lovit și a ricoșat. Nu? Pe noi ne doare, pe cei din generațiile trecute, că noi știm cum am crescut, știm ce antrenori am avut, ce condiții, nasoale, ei nu-și închipuie copiii ăștia prin, pe unde ne antrenam noi și ce făceam.
Că degeaba le spui că pare așa o poveste, nici nu realizează. Dați-le niște, eu aș face un experiment, mă scuzați că vă întrerup, l-aș da niște tricouri de alea de lânică din anii 80, cum erau, de zgâriau la propriu pielea. Păi, prima dată ar plânge părinți. Le-aș da băieților ăsta să joace cu tricourile alea. Nu, dar mi-aduc aminte și vezi ce înseamnă, uite așa cum se întoarce puțin istoria, noi am crescut toți, mai toate generațiile, pe bitumul ăla din crâng, da? Deci ciment. Că era plin de bălți, de zăpadă, nu conta. Noi, ăla era singurul loc unde ne puteam antrena. Cei de la Ajax Amsterdam, acum, se antrenează, au foarte multe antrenamente pe diferite terenuri, printre care și cel de ciment. De ce? Ca să nu faci alunecări. Ei vor să recupereze mingea din picioare, alunecarea să fie ca un gest de ultim, nu știu, de ultim apărător sau de un sacrificiu. În ultimă instanță, să zicem. Da, așa. Pentru că asta înseamnă că poziționarea n-a fost foarte bună, a ta sau a echipei, într-un anumit moment al jocului, că prin translația respectivă ar fi trebuit să acoperi terenul foarte bine, să intuiești faza, etc. Sunt mai multe. Deci se întorc așa. Iar copiii când aud acum niște antrenori că se plâng, noi facem antrenament pe teren sintetic. Mă-s de acord că nu este, cum să zic, profesionist, da? Că ar trebui pe iarbă. Da, noi am crescut pe ciment. Deci când prindeam zgura ziceam că e pe bune. Dincolo de fotbalul prost pe care l-am văzut atât la Steaua cât și la Craiova, ce m-a deranjat cel mai mult a fost neputința aia și oarecum resemnarea. Pentru că am văzut, nu vă supărați, pe băieții de la Craiova, din nou, pe lângă tricourile de lănică, i-aș pune să învețe toate numele alea din 83-84 și toate poveștile de viață ale fotbaliștilor să știe cine a fost Zoli Crișan, cine a fost, habar n-am, Mirimescu, Donose, ăștia mai puțin, să zicem, cunoscuții, nu neapărat Balaj. Nu-i vedeam, nu, nici măcar nu erau supărați, păi când s-a terminat meciul. Dacă lor în afară nu le e frică de suporteri, unde suporteri acolo ai văzut. Dar trebuie să le fie rușine de ei înșiși în primul rând. Nu, aici gata, nu mai discutăm despre așa ceva. Sunt niște cazuri rare în care... Asta mă deranjează mai mult decât să zicem, poți să-i acord unuia circunstanțe atenuante, că nu e talentat. Da, dar dacă, vrea sărac. Dar când văd că iese minutul 90 cu tricou uscat și nici măcar nu pune privirea în pământ. Păi nu știu cum se tupilească să fugă, nu? Încă o dată, la Craiova a fost o atmosferă extrem de ciudată. Inclusiv cea de după meci. Eu n-am văzut fotbaliști, băieți supărați, nici nu le spun fotbaliști. Asta m-a deranjat cel mai mult și mai mult. Nu, no, e planul ăsta. Eu așa îl consider. Au ajuns să ne dezumanizeze, nu știu, parcă nu mai avem aceleași trăiri și emoții. Nimic. Vorba ta, păi să intri hype, vestiarul FCSB-ului să nu mor pe teren, nu te-a spus. Sau la Craiova, unde îl vezi pe Cârțu, că e președinte. Știi că mai sunt pe YouTube, te mai uiți la meciuri, auzi, ieși pe stradă, bă, vedeți că e Sorinaciu acolo, vă mănâncă ăla, da? Știi cu cine te... cu cine lucrezi. Dar în primul rând suporteri. Păi aia te mănâncă acolo. Deci tu nici de aia să nu te mai interesezi. Meciul de la din Asia aproape, de la Erevan, cum l-a trăit cu FCSB-ul? V-ați uitat? Da, m-am uitat. Îți dai seama că... V-ați uitat din exercițiu sau pur și simplu pentru faptul că ați văzut, ați vrut să vedeți ea, să văd ce fac ăștia? Nu! Te uiți fără să vrei acum, fiind calitatea de antrenor, să vezi cum reacționează antrenorul la un anumit la sistem diferite de situații. Joc. La, exact. Să vă și eu zic, bă, că înveți de la oricine, știi? Nu contează neapărat experiența, dacă are o inspirație de moment și aia e de lăudat. Și sunt niște lecții de învățat. Neputincios sărac, ce să facă pe margine? Când poți să strigi tu și orice ai face. Când n-ai cui... E dureros pentru că ziceai că mai jos de atât nu se poate. Bă, uite că se poate. Ne tot spunem de prin anii 95-96 că mai jos de atât nu se poate. La un moment dat a fost un reviriment, nu știu care au fost premisele acelui reviriment și aici mă refer la campania fabuloasă când am avut două echipe în sferturi, Rapid cu Steaua, 2006, da. Dacă nu mă înșel. Da, cu Răzvan Lucescu. Exact. Da. Și din nou,
uitați, am avut un eveniment, nu știu, încă o dată, nu știu dacă a venit dintr-o întâmplare, dintr-o minune. Cum se întâmplă că nu, ăsta ține sportul meu, acum, minunile, sau dacă a fost construit pe niște baze, dar n-am știut să profităm de el. Pe baza acelui an să construim ceva în fotbalul românesc și ne-am dus din nou în situația în care ne chinuim cu absolut orice echipă din Europa. Cred că și cu Feroe ne chinuim acum. Da, sunt sigur. E, nu, e dureros, dar trebuia să ne așteptăm la așa ceva. Mi-aduc aminte când era pe val Pui Iordănescu, dacă ții minte, a făcut o conferință de presă și a zis gata, terminați cu cooperativa, terminați cu blaturile și etc. Ce cauți, mă? Cine ești tu? Pui Iordănescu. Lasă-ne, mă. Tu vezi-ți acolo de treaba ta. Știu, mâine nu vedem de treaba noastră. Și când aud poști, conducători sau jucători care au trecut pe la Bistrița sau vai, ce președinte era Jean Pădureanu. Păi cred că și îți convenea și, mă, și ție ca jucător, că aveai la blaturi de tesătura, îți luai banii și... Dar cum să mi-l lauzi? Dumnezeu să-l ierte, dar cum să mi-l lauzi pe omul ăla, că a fost un președinte bun? Păi adică eu care mă duceam acolo știam că o să fiu furat și lovit și nu contează și... Dar dacă oamenii s-au complăcut, oameni mici s-au bucurat la niște bani, au zis, las că iau ce mă interesează pe mine de la care familie, adică nu mai există sportivitatea. Ai văzut la Olimpiadă faza la 3.000 sau la 5.000 cu kenianul care greșise? Păi asta înseamnă când l-a luat spaniolul și l-a împins și a zis, bă, pe aici trebuie să o iei. Și toți au reproșat, de ce n-ai câștigat tu, că el greșise? Păi, și unde e spiritul, mă? Spiritul sportului. Ce le zic eu copiilor mei? Furați, mă, că e bine. Dar noi ce vorbim aici e din perioada aia care ți-a plăcut și ție, romantismul ăla din fotbal, când apărea câte un personaj care chiar sfințea locul și rămânea în istorie și era apreciat. Păi, dacă îmi aminte de Bistrița, da. Dacă ne uităm așa, să caute cineva pe Wikipedia ce înseamnă la emisiunea asta, de la Bistrița au plecat niște jucători fabuloși. Păi eu tot timpul am fost fotbalist bun. Fabuloși. Sâmărtean. Da? Asta, dau un exemplu mai recent. Sâmărtean, un talent cum rar se vede, a plecat de la Bistrița. Și pot să enumăr o grămadă de jucători. E Viorel Moldovan. Da, da, a mare vârf. Puțin, că mi se pare... Adrian Porumboi spune că la Vaslui l-a crescut. Sau... A venit la Dinamo de la Bistrița. Acolo s-a format chiar și Ganea. Nu vă spuneați Ganea? Da, da, da. Nu, eu n-am zis, că nu era echipă. Chiar dar nu mi-l lăuda până că e conducător. Fotbaliștii au fost tot timpul buni. Din păcate, și aici o să vă întristez un pic. Înainte puteam să arătăm cu degetul către niște domni care fac blaturi. Da. Și să le spunem că ei sunt cancerul fotbalului românesc. Suntem în 2021 și suntem și noi microbiști atât de bulversați încât nici măcar nu mai știm pe cine să înjurăm. Pentru că asta este debușeul microbistului. Uită un pic de problemele de familie, se uită la fotbal și dacă nu-i place, înjură pe cineva. Și mai ales Caterinca cu absolut. Un prieten. Dar acum sunt atât de multe personaje negative încât pur și simplu nu mai știm pe cine să înjurăm. Și eu am spus-o și poate să mă condamne la lui. Totul pleacă în principiu de la primii pași în fotbal ai copilor care absolut. Sunt făcuți greșiți. Vorbeam ieri cu un coleg din presă. Ce poți să-i spui unui jucător de 13 ani, 14 ani, atunci să resimt primele eșecuri și din viața de adolescent? Că tu știi că ești mai bun decât cutare, iar cutare joacă în locul tău și antrenorul are Jeep sau un SUV de ultimă oră. E clar că acolo lucrurile e ceva putred în dare marca, cum se spunea în Hamlet. Chiar acolo lucrurile nu sunt numere cum trebuiesc. Păi dacă la copii sunt antrenori, sunt taximetriști, bucătari și etc. Cea mai mare prostie a fost problema asta apărută cu academiile de fotbal. Cea mai mare prostie. Academii de fotbal de antrenament individual, da, sunt perfect de acord și l-am văzut pe Marcel Răducanu, are la Dortmund, unde vin jucători de la Borussia, de la juniori, să se specializeze la el. Asta da, dar tu ca și Academie de Fotbal, unde și-a luat unul o licență, poate să o deschidă Academia oricând, vorba ta, vine părintele, fac și-o rândul ăsta de echipament, plătesc eu cantonamentul și deja se bulversează lucrurile. Plus nebuneala cu rezultatele. Am mai discutat-o noi, Andrei, la orice turneu de copii, băi, rezultate, rezultate.
Păi învață-l pe copil cum trebuie obținut rezultatul, nu oricum. Audio, da, deci pentru mine asta rămâne așa o enigmă. Meci de fotbal între copii de 10 ani 0-0. Nu concep așa ceva. Unde mai e plăcerea? Unde se regăsesc copiii aia în bucuria aia? Numai urlete de antrenori pe margine. Da, toți citesc cărți, se uită pe YouTube. Uite-te la antrenorii, mă rog, luăm școala spaniolă. La copii și omul stă pe margine, nu zice nimic. Le-a spus ce a avut de spus, corectează în antrenamente, peste 2-3 ani sunt sigur că fac niște progrese. Dar la noi să se bucure părinții, să facă ei poze, am câștigat turneul nu știu care, da? Am bătut cu 2-1, 1-0 și la penalti și gata, am luat. Și progresul, că acolo se vede pe copil. Sau vreau și eu un antrenor să-mi zică, băi, din aia 7-3 îmi ies, sau 2 îmi ies fotbaliști. Sigur. Și atunci te ocupi. Dă-le să citească. Voi aveți cartea asta de citit. Vii și îmi faci rezuma, nu mă interesează. Le duci că nu ești numai antrenor de fotbal. Ești mult mai mult. Fotbalul cred că este sportul cu cele mai frumoase povești. Adică da, sunt atât de multe... Da, la noi mai sunt și alea periculoase. Că, bă, bea ăla, că la... Păi asta e... Nu vă spărați acum. Hai să o spunem pe aia dreaptă. Și englezii au personaje... Destul, da, și acum, l-ai văzut pe Roni. Da, multe dintre ele foarte iubite. Paul Gascoigne este noua generație... Da, la moare pe teren. Da, l-a idolatrizat pe Paul Gascoigne. Da, da. Dar a apărut o carte, culmea scrisă, vorbeam și mai devreme, culmea scrisă chiar în colaborare cu prietenul lui Paul Gascoigne de la Tottenham, Gary Lineker. Aha. În care pe lângă excesele bahice, bețiile, spunea ce fotbalist. Și întâmplările așa lui Paul Gascoigne ca om obișnuit. Da, da. Da, deci sunt savuroase. Iar mă uitam, sunt niște interviuri pe YouTube cu fotbaliști din generația tânără, cu Mason Mount, de exemplu, care nu are nicio treabă cu Paul Gascoigne. Da, da. Și spun că e cartea mea preferată. Adică noi nu mai avem nici idolii aia la care să ne raportăm, pentru că, așa cum am zis, nu sunt promovați. Cei vechi nu sunt promovați. Băieții a 20 ceva care compun lotul Craiovei acum, credeți că știu cine a fost, ce să zic eu, Donose? Ei știu, pentru că le e frică să nu fie întrebați. Sigur știu, dar nu realizează ce au făcut oamenii aia. Nu realizează. Pentru ei e așa. Acum, știi că ăsta e omul, acum, ce bani îmi iau, ce câștig, nu mă interesează prin ce a fost și ce o să fie. Acum, eu vreau acum. Și nu, asta e o meteahnă grea a societății. Nici nu mai sunt promovați. Nu, în primul rând, noi trebuia să fim mândri sau să fim supărați că se ține la noi campionatul european, 4 meciuri, 3 meciuri, și noi nu suntem calificați. La noi, bucurie! Păi supărați am fost! Păi tu, dar eu când văd unii, își fac poze, sunt la meci, bă, ce mișto e și... Da, mă, deci tu... tu vin ca la... să faci poze. Vin să te mai uiți și tu. Dar e altă categorie, asta, deci despre ce vorbim. Dar tu, ca și microbist și ca român, aș trebui să fii supărat. Să zici, bă, se întâmplă ceva, ce se greșește, de ce nu ne calificăm de atâta timp, e ceva în neregulă, voi strigați, mă uit și eu pe presă, da, se strigă. Mai e o chestie, haideți să vă spun că microbistul român s-a obișnuit mult cu eșecurile, ne-am tăbăcit, avem pielea tăbăcită și poate de-aia numai, aduceți-vă aminte că a prins o țară întreagă la golul lui Poulsen din minutul 95 cu prelungirea cu Urs Meier. Da. Corner bătut de Dorinel Munteanu, a pierdut-o pe strugă. A pierdut-o și ne-au dat gol. Atunci o țară întreagă a nebunit, toată lumea l-a înjurat pe Urs Meier, deși sărac, da. De ce? Pentru că noi eram obișnuiți cu niște standarde. Între timp au venit atâtea întâmplări din astea nasoale peste noi, încât ne-am schimbat obiceiurile. Trecem peste eșec mult mai ușor. Păi trecem, pentru că ne-am obișnuit și tot timpul ni se bagă în cap, sunteți o nație de loser, de pierzători și numai așa. Bă, dar nu trebuie un restart odată? Haideți să vă spun cu restartul, că toată lumea, și eu m-am dus după Fentă, v-am mărturisit, toată lumea credea că generația asta care a făcut semifinală înainte de pandemie în Italia, entuziasmat. Absolut, va revigora oarecum fotbalul românesc. Păi, dar citeam presa engleză și mă uitam că englezii au venit cu a treia echipă acolo. Atunci? Da. Nu știu ce să zic. Dacă vă uitați așa pe primul 11,
cred că cam tot. Păi aveau de un saleag, eu la asta mă refer. Deci, eu, James Madison, de care lor, care eu, atunci a fost cel mai prost om din meci, joacă la Leicester, acum se transferă pe 100 de milioane. Eu am avut șansa să le văd antrenamentele. Le-a dat cineva pe video, ce s-a putut da, nu orice, mă rog, scheme de cornere, de faze fixe. Și le-am arătat și eu la ăștia pe afară. Le zic, uitați-mă la vârsta voastră ce lucrează ăștia. Și acum, după ani de zile, îl aud pe Dragoș Grigore, sau cum îl cheamă, care zice, păi vă știți ce lucrează la Arsenal? Că lucrează cu haltera pe spate de la 14 ani, de la 15 ani. Noi nu, că... Să vezi ce antrenamente fac. De-aia când trec la senior, joacă băieții ca lumea, fără probleme. La noi... Orice pisoi care e 17 ani, treci mă să joci că ești talentat. Păi da mă, ești talentat, dar nu ești pregătit. Da. Nu, la noi sunt făcute toate. Anapoda? Până o bubuie odată, că văd că se poate și mai jos. Și asta e. Unde se poate mai jos? Nu știu. Păi ce spui, cu în Feroe? Cu în Europa, clar, nu se poate mai jos pentru că ăsta a fost primul tur. Da. Probabil la națională se va putea mai jos, adică să fii mâna... 4-a, 5-a urnă valorică. Îți dai seama, mă uitam, noi, deci noi ar trebui să batem în Germania, nu? Ca să avem șansă de calificare. Suntem... Nu e clară asta, campania doar cei mai naivi. Eu sper să... Eu am așa o umbră de speranță, dar mă, după aia îmi dau două palme și stai și ești nebun la cap. Ne mințim prea mult. Ne mințim între noi și nu există așa ceva. Iar... Asta spun, mi-a părut rău de Rădoi. Eu mă așteptam să zică, bă, băieți, ce ați făcut voi aici, începând de la 14 ani, până, uite rezultatul, cum ne chinuim. Adică ar trebui să dai în toți, dacă, pentru că n-ai greșit. Nu greșești, el are un discurs frumos, se vede că e citit, are o bază teoretică, e mai greu, n-are experiența. Păi nu, că pe unii păcălește dacă le zice, bă, eu joc fără extreme azi. Bă, mă, toți joc fără extreme. A inventat fotbalul. Nu? Înțelegi? Ca la unii prinde. Mila, nu, la lui Ancelotti. Avea pe extremele. Păi da, dar ce fotbaliști avea? Păi pe dreapta era Cafu și pe stânga era Serginio. Păi Cafu venea din fundaș. Și care Serginio tot la fel. Păi da. Ei jucau cu extremele, erau fundaș și lateral. De ce au schimbat? Da. 4-3-1-2, ăla cu Liverpool din 2005, țin cu Inter, dar știu echipa lui Milan pe de rost. Hey, da. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem chiar, o să vorbim și despre Olimpiadă, despre cum s-a comportat România și la fotbal și la alte sporturi, în câteva minute.